Hai să începem. Deci, primul pas pe care l-am făcut și aici, mă rog, e prima dată import ce folosesc și o să folosesc doar request și time probabil ca să încarce. De fapt, n-am nevoie de time, că time e pentru Selenium, pentru request n-am nevoie de time. Să fac un folder aici. Rețetele, recipes. Da. Print, nu. Prima dată trebuie să deschidem fișierul, f egal open test, .xt, stai, recipes, slash text, o să avem de fapt directory, să denumim recipes, era să pun punct și virgula, și un slash, că e directory, nu e fișier. Să facem aici directory, ups, plus test. Ok, după ce deschidem fișierul, trebuie să zic și cu metoda ce fac, citez, nu scriu, right. Băieți, am pus podcastul de la InfoNow pe Spotify, o să apară și podcastul următor și este și pe Apple Podcast, dacă vă interesează. Deci pe pagină sunt 1, 2, 3, 4, 5, 15, ia să vedem. Sperăm să ne iasă, acum nu știu dacă o să ne iasă, dar sperăm. Așa. Da, știți cum facem? O să luăm primele 15 din fiecare, că nu vreau să download more recipes, că ar trebui să fac cu JavaScript și ar fi mai nașpa. O să trecem prin fiecare, le luăm pe primele 15. Ok. Directory. Categories. Opa. Ia stați așa, că le luăm cumva de aici. Deci astea, dar astea de aici sunt? Perfect. Fiți atenți cum facem ca să nu le scriem de una. Băgăm repede botul. Stai să vedem cum făceam request-ul, că nu mai știu. Deci aici luăm pagina. Def get categories. Și link-ul nostru să fie... nu un link, o să-l denumesc. Da, da. Da, nu e relevant oricum. Nu, cred că o să trebuiască să mă chinui eu cu categoriile astea. Da, nu merită să mă chinui cu categoriile astea. Mai bine fac eu separat. Mai mult durează să fac bot de categorii decât să le am. Deci, American, breakfast, să luăm numai alea relevante, că și așa am luat chinez, am luat bacon. Deci îmi trebuie 50, mai iau una și gata, că e 5. 3 ori 5 pe 45. Brunch. Duck. Chinese. European. Condiments in sauce. Cheese. Desserts. Hai să luăm desserts. Desserts. Deci sunt 4. 4 ori 5 pe 60. Lejer. Ok. Așa. Apoi. Intrăm pe prima categorie, deci pentru prima categorie trebuie să luăm linkurile. Cum luăm noi linkurile? Stați să vedem cum sunt spawnate. View page source. Ok, avem hamburger con and corn and peabache. Bake, ok. Da. Ca să dăm click pe rețetă, unde putem da click? Putem da click și pe imagine, aveam o ancoră. Nu avem o ancoră, avem un image source numai. Dacă dăm click pe imagine, ce se întâmplă? Ne redirecționează spre ăsta. Ia să vedem, noi că nu trebuie să dăm click recipe. Ok. Recipe slash. Ok, și avem exact 15. Deci îmi trebuie ancorele unde am chestia asta. Super. Hamburger. Deci, def get recipes links. Categories.
recipes link. Ar trebui să le salvez într-un fișier ca să nu le pierd. O să fac botul ăsta în două părți. Prima dată iau fișierul, deci prima dată iau linkurile și după aia din linkurile respective îmi preiau datele de care am nevoie. Ok. Pas. Dev get recipes links by category. Dev get recipes links. Ok. Și acum ce fac? For i in categories for C. Hai că mi-e ok cu C. Get recipes links category, not categories. Așa se zice în engleză. Da. Ok. Am un link, deci recipes links. Asta e goal. Recipes links. O să dau append o listă, o listă întreagă la altă listă. Can I append an entire list to a list Python? I'm back. Salut, Kimpai. Append, what's the difference between append one list to another list? Same. Extend. Oh, cool. Deci extend. Extend. Așa. Și return recipes links. Ok. Dev write. Aia o să fac la, nu la final, mai încolo. Pe care am pus mai sus. Write links. Recipes links equal get recipes links. And trebuie să scriem. Cum scriem? Cum am zis că scriem? F egal open fișierul recipe, nu, links dot txt write. Deci la proiecte poți. Dar cum copiez cod? Am zis extend, n-am copiat. Ți-e supărat că copiez? Ok. Nu. For. Stai, de ce am făcut cu write? Că trebuia, cred că trebuie să-ți fac f.write link-ul, nu? Cam aici. Nu, ăsta e read-ul. Write open, write. Da, cred că mai e ok cu append. Că eu cu ăsta scriu un link lung și nu e ok. Da, e ok. For in. Am încercat vreodată să faci un joc video, nu m-a interesat, nu e prea multă geometrie și matematică. F.write C plus backslash n. Ok. Punct și virgulă, doamne. Ok, și F.close, atâta. Cred că atâta mai am la citire, la afișare, nu? Ok. Ok, și hai să facem asta. Prima dată trebuie să vedem cum facem. Deci, trebuie să fac request-ul. Am de făcut request-ul ăsta. Iau textul și splituiesc link-ul. Dar link-ul e următorul. Link egal cu așa și categorii e plus categorii. Ok. Link-ul, după ce am luat link-ul, separăm după n-uri și pentru fiecare backslash n pentru fiecare link. Bine, hai să facem și chestia asta, să vedem că totul merge ok. Ar fi ok să facem asta, ca să vedem unde suntem. Și for line in page source. If find, nu, line.find. După ce am zis că o să căutăm href, da, care href? Avem un href, recipe. Ok, href, recipe. Să vedeți unde mai contactați-vă dacă mai dau mesaj urs.
Avem niște backslash-uri de pus aici. Ok, e diferit de null sau nu mai știu ce returna funcția asta. Am lucrat cu Python de mult. Da, diferit de minus 1. Înseamnă că am găsit un recipe și ar trebui să iau link-ul. Să vedem cum luăm link-ul acum. Trebuie să eliminăm începutul. Stați așa. Ok, trebuie să eliminăm începutul. Și astea două chestii. Deci, stați să vedem câte caractere sunt aici. Char counter. 17 caractere. Deci, line egal line. Ca să dăm remove. De la 17 la final. Și trebuie, stați că aici trebuie să mai fac și ultimele două. Line. Minus 2, nu, line, len, line, minus 2. Să închid notificările la Facebook, că primesc notificări și nu vreau să fiu distras, ok. Ok, da, văd că așa am făcut, le-am eliminat pe ultimele două. Și hai să printăm, să vedem că merge, print line. Și o să apelăm get recipe recipe link by category de American. Ups. American. Ia zi, dacă vreți să vedem dacă luăm vreo eroare. Ups. Bă, ACP merge, ce pot să zic, dar nu știu de ce nu mi-a... De ce... A, că mai are niște... Cred că mai are spațiile astea la început. Da. Da. Deci n-am numărat cu tot cu spațiile astea de la început. De-aia nu mergea corect. 23 ar fi. Cool. Câte sunt? 13, 3, 6, 9, 12, 15. Hai să vedem ce facem cu ele. Le luăm și le punem în fișier. În loc să fac print aici, o să fac un links recipes links o listă și recipes links dot append oops dot append. Ce stai cu Python pe care l-am învățat în primul an de facultate, gen nu știam eu Python dinainte și nu m-am documentat eu în plus, e strict ce am făcut la facultate, gen comenzi și chestii. Ok, asta e ca un disclaimer. Și la final, return recipes link. Oh, ok, cool. Și hai să facem write links. Așa. Nu links, stai că dau. Se dau alte numere, file. Recipes link. Mersi de follow, Dani. Recipes links file. Mulțumesc de follow, apreciez mult. Mersi că ai intrat pe live. Links .txt. Ok, hai să vedem cum funcționează, dacă funcționează. Nu funcționează. But zero was given. Ok, 4. Nu trebuia să fie 5? Nu, trebuia 4. Hai să vedem ce avem aici. Opa, stați așa că n-am printat bine ce am printat. Am pus categoria în loc să pun. Salut, Pingo! Stați așa că nu e așa. Ia să dăm noi print ce returnează funcția asta. Cred că trebuie să pun într-o variabilă înainte. Băi, hai că sunt și eu băiat. Da, sunt noob. Prima greșeală. Ok, hai să începem. Și ce faci, Dan? Cum te descurci cu programarea? Apreciez că ai intrat pe live, chiar apreciez. Mersi mult.
Cât se încarcă pagina, să vedem. Lejer. Dar de ce sunt numai 45? Are să verific dacă să nu se repete aceeași de două ori. Ne, că nu cred că se repete. Hai să mai punem o categorie atunci, că văd că nu prea vrea. Dar ultima ar trebui să fie desserts, ia. Nu prea cred că e desert chestia asta. Problema e că nu prea se ia dulciurile astea, ia. Dar nu e nimic la dulciuri. N-avem dulciuri pe site, ce se întâmplă? De ce nu e dulciuri? De ce nu e dulciuri? Efectiv, nu e dulciuri. Print recipes links. Opa! Opa! Apăsai. De ce? Hamburgeri? E breakfast? E bacon? Și nu e dulciuri. Cred că n-am pus eu ăsta bun, mă. Hai că am scris, cred că am scris greșit dessert. Fiți atenți, că cred că am scris greșit. Analfabet sunt. Deci dacă am scris eu greșit. Ea, mai era cu un S la final, de aia nu mergea. Am înțeles, e clar. E clar. Voi ce mai faceți, băieți? Ok, acum trebuie să meargă, sigur trebuie să meargă. Mamă, dar stați că am dat append în loc să-i dau rewrite. Trebuie să mai dau o dată, că punea la final. Dar de ce am dat append? De ce n-am dat write? Stați așa, că nu e ok, ce ai write, că nu trebuie append. Mă zic fișierul de mai mult. Deși nu-i... De ce am mai dat? Nu vor mai... Ok. 60 de link-uri. Perfect. Ce facem cu link-urile astea? Link-urile le avem, gata, apelul funcție nu ne mai trebuie, o să-l comentăm, diez. În ce program programez? În PyCharm. Asta e PyCharm. Hai să luăm un dessert, să vedem. Recipe. Ia să vedem. Unul care arată bine. Asta nu arată bine. Nici asta nu arată bine. Bă, dar unul care arată... Hai, că asta trebuie să arate bine. Frate, parcă-s mucegăite astea. Cheesecake, hai că luăm pe ăsta cu cheesecake. Dacă nici asta n-arată bine, cred că scrii pui alt site. E, asta cred că arată ok. Gen. Nu prea se vede imaginea, ale este ok. E ok, că nu prea arată deloc. Revenim. O să luăm un link pe care o să-l verificăm dacă merge și după aia verificăm la toate. Deci o să avem recipe used. Scrape recipe. Scrape recipe. Ok. Să fie titlul folderului. Titlul fișierului ar trebui să fie... Să-l numerotez sau să pun titlul rețetei? Că mă gândesc dacă să pun titlul rețetei, dar nu știu exact dacă s-ar merita să fac asta. Nu cred că are rost. Cred că o să pun să ne numerotez în 1, 2 și tot așa. Că pe mine nu m-ar interesa când o să folosesc astea, nu m-ar interesa cum se cheamă fișierul, doar trebuie să pun rețetele. Ok, și o să facem același lucru. O să luăm ăsta de aici cu request, get link, split. Așa. Și apoi. File name. Ia să vedem. File name. Să ne gândim la un file name. O să avem aici un counter. Counter. File name. Începe cu 1, că nu începem cu 0. Și file name o să fie counter file name plus txt. Dar să fac ceva format din ăsta nebun, să nu le poată deschide niciun calculator, să pare spun. Era ceva pickle. Pentru binary file sau ceva, l-am făcut la facultate, dar nu mai știu la ce e folosit. Sau să pun ceva extensie nebună, dar la asta este totuși. Așa. Și avem nevoie de următoarele chestii.
trebuie să parcurg asta, deci asta o să o iau, numai că o să am nevoie de diverse lucruri, cum ar fi titlu, deci o să avem o variabilă pentru titlu, descriere, ingrediente, la ingrediente o să fie nașpa rău. Și la descriere o să fie nașpa, deși nu, momentan nu las așa. Da, deci descriere, titlu și ingrediente. Păi nu ai nevoie de titlu ca să știi ce deschizi? Bă, nu prea contează la ce o să folosesc eu rețetele astea, nu contează titlul. Important e să fie, nu prea. Să pun și ureleu. Nu cred că spun ureleu. O să pun titlul, ingredientele. Ok. Hai să vedem cum să le luăm pe fiecare în parte. Cheesecake, sheet cake. Sheet cake, într-adevăr. Da. Avem un recipe name, un class de recipe name pe care îl putem folosi și să o luăm dintre tagurile. Ideea e că aici ar trebui să lucrez cu stringuri. Că sigur există ceva framework să poți să iau direct dintre taguri. Nu te faci bucătar. Ba da! Cătălin Scarlătescu cum o fac. Nu înțeleg de ce totul are link spre gen, dacă dai click pe ăsta, te redirecționează la pus spre pagina, mi se pare inutil. Ok, hai să vedem. Title. Title e empty. Prima dată căutăm titlul, că e cel mai logic. Și ce avem aici? Un class egal recipe name. Că nu cred că mai am altundeva clasa asta să verificăm. Poate mai am altundeva, este bun? Nu, nu mai am. Ok. Folosesc niște backslash-uri. Așa. Gata, la șef la cuțite. Păi gata, m-am dus. Păi ies, după ce te închid live-ul, mă duc. Da, stați așa ca să-mi dau seama. Deci eu câte taguri am nevoie? O să fac din aia prostește, să văd. Deci trebuie să trec de două taguri închise și după aia găsesc titlul până la primul tag deschis. Ia, stai să intrăm pe una random, ia. Dar toate au link, deci perfect. Super. For in line. Ia. Tags egal. Closed tags. Egal 0. No, cred că o să iau in range, că îmi trebuie poziția. In range 0. Len line. Sperăm să nu crape în rest. If line m-a luat și cu C++ egal cu închis. Închis, da? Close tags plus egal 1. If close tags egal cu 2, break. Așa, n-a dat break înseamnă că s-a terminat for-ul cu i și încep de la titlu. Așa. For j in while true j egal i. Frumos cod scriu aici. Dacă vreți poți să redenumezi variabile. Da, ne. De pe i sau de pe i plus 1? Cred că de pe i plus 1. If line de j egal cu deschis, înseamnă că zotena că ar fi dubios să fie un titlu de un titlu de rețetă cu deschis, ce să aibă în interiorul ei deschis. N-aș găti așa ceva. Ok, break. Ups, așa. Altfel, title plus, nu merge chestia asta din câte știu, sau merge, nu știu. Plus egal line de j. Va merge, scuze. N-are cum să nu meargă. Și j plus egal 1. Trebuie să trec mai departe. Ok, hai să vedem dacă merge. Print title.
Salut, Mr. Temper. Nu o să mai dai seama ce am făcut. Păi mă uit pe botul ăsta la PB Info. Noroc că le-am dat denumiri lungi, că l-am făcut pentru video, că altfel nu mai înțelegeam ce am făcut aici. Nu înțeleg de ce îmi zice că stai int. Da, da, mi-am dat seama care era de stați așa. Trebuie să pun sutură aici. Cheesecake? Shitcake! Funcționează, băieți. Funcționează titlul, că restul încă nu știu dacă funcționează, dar să sperăm că funcționează. Ingredients. Avem un ul, un div. Ingredients. Intrăm în div. Luăm totul din li. Văd că toate ingredientele au aceeași notație. Nu suport site-urile care au notații diferite. Deci ce fac acum? Deci unul e cu li și unul e cu paragrafe. Ești nebun? Eu ce fac acum? Eu ce fac acum? Efectiv, ce? Da, o să iau tot ce între două taguri. Aia o să fac. Uitați, brâuri, frate, brâuri, doamne. Aoleu, mi-a luat țeacă cu site-ul ăsta, stați așa, băieți. Aoleu. Deci dacă și ăsta are altă notație diferită, mă rup. Eu nu înțeleg, unele le are cu li și unele le are fără li. Opt ounces cream, cheese, soft, and I actually used 1 plus 3. Stai să dau site-ul mai mare ca să vedeți voi ce se întâmplă, că nu cred că vedeți. Păi ce o să facem? O să luăm de la primul tag închis până la primul tag deschis, string-ul ăla. Atâta. Numai că măcar titlul e la fel. Stați așa. Ingredients. Ok, avem titlul și tagul ăsta. Deci dacă e ul, avem o chestie și dacă e p, avem alte chestii. Bun, hamburger, tara. Stați că nu-mi dau seama cum ce eu, dar cred că așa o să fac. Deci dacă e P, facem o chestie. Dacă e listă, facem altă chestie. Hai să facem cu listă prima dată. Așa. Așa, if line.find class ingredients. Stați, mai bine făceam așa. Altul să e cea mai nașpa parte, că e site. Deci nu suport să fie... Tu ai un site. De ce îi face două formatări diferite? Eu nu înțeleg cât de inteligent să fii ca om să faci două formatări diferite pe un site. Când site-ul e strict pe... Nu. No. Caut între caracterele alea. Păi așa o să fac, asta fac. Stai, caut. Preiau datele de pe un site cu rețete. Nu sunt plictis, stai calm. Asta e, am o treabă de făcut. Și chiar trebuie să implementez asta. Da. Trebuie să trecem pe următoarea linie. Cum trecem noi pe următoarea linie? Da. Am găsit o soluție aici. If line așa, facem de K plus 1. Deci linia noastră o să fie used line, o să fie K plus 1. Nu, K plus 1, cred că de pe K plus 2. Deci ăsta e K, ăsta e K plus 1, ăsta e K plus 2. Deci trebuie să verificăm if used line de K plus 2 punct find de stai ce? Page source, nu page, nu use line, așa. Punct find de
Eu găsesc ulă. Ce să lucrez de la capa 1. Băi, căluță oprește. Da, o să încep de pe capa plus 3. Oh, closed egal 1, că încă nu închid. Cred că o să cresc capul direct, că n-are rost să mai trec cu el. Deci să fac capa plus egal 3. While closed egal, nu, closed egal 0, de fapt, while closed. Closed egal 0. Used line egal cu page source de capa și ups 64 parcă 64 și trebuie să elimin și tagurile de la final 0 1 2 3 1 2 3 5 used line egal used line de used line nu. Aoleu, tot vine să spun use line punct size, gen să pun size ăla de la așa, minus 5. Sper să fie ok. Așa. Apoi, avem ingredientul. Îl adăugăm la lista de ingrediente. Ingredients. 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 Așa. Ingredients. Punct used. Punct append. Used line. Nu, și ingredientele trebuie, îți dai seama. Și capa plus plus. If chestia asta, stați așa că nu e așa, capa break. Așa, așa suntem prinși la ingredients. O crăpat. Așa, hai să vedem ce a crăpat. Da, cred că ies eu cu capul ăsta prea mult. Ies eu afară din pagină, dar nu se ies afară din pagină. Da, ce? Care e problema? Salut, Radu! Cred că n-am apelat. Nu știu ce am pus asta aici. Fac while true aici, deci n-are rost. Am învățat cum trebuie să faceți webpai. Nu, am învățat singur, mi s-a părut interesant. Da, am învățat singur. Am învățat Python la facultate, dar în rest am lucrat singur. Două secunde, că încerc să-mi dau seama de ce crapăm. Break. Să dăm shout cap aici, print. Cap. Stați că nu crapă de aici? Poate nu crapă de aici. Ups. Avec plaisir. Ok, nu crapă de aici. Cred că am făcut eu. Hai că le-am cu forul pe Python, da, ok. Cheesecake, cake, shit cake. Și niciun ingredient. Ok. Ouleu, stai că nu vreau toată pagina, vreau numai de capa. Stați așa că am greșit. Li. Asta e tot ce poți, li, gen.
Ingrediente trebuie să faci cu foliară. Ba, da, că trebuie să iau mai multe ingrediente. Trebuie să iau de la primul ul până la al doilea ul. 0. Deci adaug 1, adaug 2. Bă, cred că poți cu Selenium, Simon. Există mai multe chestii. Eu fac request la Basic din Python, dar există mai multe framework-uri. La Selenium de obicei trimiți date, dar poți să preiei și date, dar am folosit la botul ăla cu Python ca să po la botul ăla de pe BINFO ca să poți să te loghezi pe site. În sfârșitul tabului cu ingrediente, dar stați așa că înțeleg, încerc să înțeleg de ce nu funcționează. Și după ulă, de ce nu urmează? Deci, asta e ok. Tot e ok până aici. De ce nu face print? De ce face... Beatbox. Încerc să-mi dau seama de ce nu găsești. Ia să dau și print K+4, da. Dau un sudos pagina, stați așa. Stați, ce? Da, ta 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 ta. Păi cine știe, asta încerc să-mi dau și eu seama, cine știe ce am făcut aici, unde nu merge. Am stricat pagina, ce am făcut aici? Bă, dar e mai mult de două ingrediente, ești ne... Mamă, și numai leiuri închise, dar unde am stricat eu șirul? Stați așa. Am stricat eu șirul ăsta pe undeva. Bă, da. Nu am nicio legătură, gen. Dar nu înțeleg de ce sunt numai leiuri închise. Cred că la cap ai greșit. Păi stai așa să-mi dau seama la ce am greșit la cap. Deci eu pun capa. Capa. Asta merge bine, da? Da, să pot asta. Că ăsta e ul-ul ăsta de aici. Și 3 ar trebui să meargă pe următorul element, nu? Bă, nu-i mai ok să verific dacă clasa, dacă am chestia asta, că chestia asta nu am decât la ingrediente. Da. Stați așa că am găsit o metodă mai ușoară, băieți, nu vă mai impacientați atâta. Am găsit toate. Bă, Paul, folosi tu scrapy, ne. Vreau să fac eu. Ce știu, că știu să folosesc, că ăsta nu e atât de complicat. Mă mai chinui să mai caut și altceva acum. Așa, gata, l-am rezolvat. Hai să dau înapoi. Trebuie să mă gândesc dacă am rezolvat, că chestia e... Da, nu.
E nașpa pentru că dacă am un P, Da, ok. Trebuie să dau înapoi ca să șterg toate capurile astea că n-au rest. Pam 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 pam. Sau? O să o las așa că nu afectează cu nimic acolo. Și line.find chestia asta. Deci o să lăsăm if-ul de mai jos, if line.find. Termino solo. Ce am line. Ok, ingredients, append. Nu, line, scuze, ingredients. Ops, stai să oprim și asta. Da, am putea să pun range aici. A, lol. Lol, lol. Cool. Ok. Eu mai trebuie să facem chestia asta și pentru Dați-vă cum fac replace. Replace string Python. Replace text. Ok. Used line egal used line.replace backslash r cu spațiu. Cu nimic, de fapt, cu niciun spațiu. Pentru ce trebuie scraper-ul? Am nevoie de ceva la el. O să prezint când o să fie gata proiectul. Ok, și am dat remove și la backslash r. Și acum trebuie să verificăm dacă e site-ul dacă e formatată diferit. Rețeta, că dacă e formatată diferit, nu mai merge ce am făcut noi aici. Și să ne gândim. Cum facem dacă avem aici un Deci avem p, deci avem tag shir până la close p. Deci cred că e destul de simplă chestia asta, if line.find, că nu poți să găsești și div-ul ăsta. Nu să fie super complex? Poți face doar un crawler pentru orice site? Nu. Depinde de descrierea site-ului, deci n-ai cum să faci un crawler pentru orice site. Poți să faci mai multe crawlere și să le îmbini într-un singur fișier, gen să le îmbini, să le apelezi într-un singur fișier. Și rolul ăla să determine la care crawler să se ducă. Dar nu poți să faci un crawler pentru toate. Revenind. Căutam ingredients. Mamă, dar ce urât arată! Nu-i niciun slash pereu. Aoleu, 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 aoleu.
cum să fac split după bereuri. Cel mai ușor așa. Ok. Ok. Site-uri pe același template? Da, există. Există. Da, poți să faci un crawler. Dacă site-uri pe același template, poți să folosești același crawler. E același lucru până la urmă. Să limit tag-urile. După dai split după spații. Păi nu după spații, că poți să ai ingrediente cu spații în ele și mai bine dau split după bărăuri. Ce zici? Nu e mai ok așa? Și mi-ar trebui 0, 1, 2. Stați. 0, 1, 2. Da. Print, să dăm vedem dacă dăm print. Page source de K plus 2. Numai că ne-ar trebui link-ul de la hamburgerul ăsta. Dar dacă ăsta e hamburger, arată cam urât totuși. Bărâuri, zici bine. Ok. Lejer, boy. Lejer. Hai să vedem câte caractere sunt aici. Opa. Hopa. Mulțumesc de follow, Cruce23. Mersi. Apreciez că ai intrat pe stream. Mă știai dinainte sau? Caută gulaș că vreau ceva bun. Dacă există, o să caut. Dar două secunde, că văd că mi-a mai mult decât ce vreau eu să-mi ia. Îmi ia și divul, îmi ia și... Păi mi-a închiderea divului, aia înțeleg, dar de ce mi-a și... Ai, denumirea... Ok, nu, e ok cea. Deci hai să vedem câte îs la început și câte îs la final. 9 caractere la început. Deci o să avem... Line used egal așa. De 9 caractere. 9. Și... Line used, punct, iar era să pun punct size. Dacă elimin doar, sau, nu. Nu contează. Minus. Cât ești la final aici? Dacă mai există un tip de scriere, mă spart. 12. Ok, să vedem dacă face bine linia. Să fac și split. Line, egal line, punct, split. Line used. Punct split. După br. Ok, și print line. Băi, dar puteți să scrieți ceva pe chat dacă totuși ați intrat. Că apreciez foarte mult ce să fie mai multă activitate. Chiar ar fi fain și activitate din partea voastră. Mersi mult oricum că ați intrat, deci. E ok doar că ați intrat. Page source, nu line used. Dăm. Nu-i chiar ok. Și mai ok, fac așa și fac separat. Line used egal line used. Două puncte. Ok, cool. Să dacă dau split după spațiu. Văd că toate au spațiu la început. Așa. Laser. Hamburger, corn and pea bake. Ok, și asta o să fie ingredients. Line used. Cool. Cool. Acum ne mai trebuie descrierea. Dacă zici există două tipuri diferite de implementare, m-a rupt. Tot pe ăsta ar trebui, nu? Meanwhile... Hai să separ după bărâuri, că așa am nevoie de pași diferiți, să mă gândesc. Step 1, step 2. Da. Problema e că ar trebui să avem și o poză. K
Hai să verificăm. Ce o să fac? O să iau exact același lucru ca la descriere, numai că numai în descriere am am directions din asta. Nu mai am ingredienți. O să fac același lucru ca la ingredienți, numai că nu mai am ingredienți ca clasă. Ca clasă sunt ok. Am directions. Ok, distracție plăcută. Dar unde pleci? Deci pot să copiez ăsta. Am să te numesc tot directions. Dacă le-ai să cheamă directions. Directions. Nu, o să-i dau steps. Ok. Aștept, ce începe cu ing. Gen în loc de bring. Cred că am pus aici prea multe caractere. Și la final, cu ce se termină? 5 minute before serving. 5 minute before serving. Doamne, eu stai să vedem dacă se vede la fel de bine și pe ăsta. Nu chiar. Pentru că... pentru că avem ăsta aici. Acum îl scoatem pe ăsta. Da, vedem dacă if page source dk plus 2 îi find, hai că am pus și ăsta. Trebuie să fie P, nu trebuie să fie UL. Poți să călărești și eu că am nevoie de pentru ce... ok. Deja am răspuns la chestia asta. Find de P. P. Nu știu dacă era P, dar pun P. Că n-ai cum să ai liste, să ai P. Gen, e stupid. Dar unde o găsi P pe K plus 2? Deci eu nu înțeleg unde o găsi P pe K plus 2. Print page source de K plus 2. Că e class ingredients. Ăsta e class ingredients, e o diferență. Care ar fi problema aici? Cum să o rezolv? Nu știu cum găsește P-ul ăsta aici. Trebuia să pun... Băi, sunt și nu, trebuie aici diferit de minus 1. Da. Mulțumesc de ajutor. Mi-a reușit. Să zicem că ăsta e normal. Ok, ăsta e normal. Și mai avem nevoie de pozică. Mai avem nevoie de pozică. 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 Unde e pozică? Shit cake. Shit. Shit. Arată pe bine, sau deci arată bine, sau rău. Aș mânca... Nu arată deloc ok, dar ce să fac acum? Aia e, atât avem, atât ne descurcăm, da. Ce o să fac? Deci... recipe image. Ia să vedem aici.
Very good, very, very, very good. Stați așa să vedem cum o luăm. Cred că o luăm tot cu stringuri, deci plecăm de la SRC până la clas. Dacă eu trebuie să rețin URL-ul de la imagine, să vedem dacă mai găsim imaginea asta undeva aici. Poate mai găsim altundeva și mai scurt să ca. Ia că mai găsim undeva, ești nebun? Twitter image. Ia să vedem dacă e Twitter image și aici. Cheese cake shit cake. Cred că dacă o tragi pe era mai scurt. Opa, opa, stați că s-ar putea să fi găsit o poză mai bună aici. Arestat emojiurile? Nu, de ce? Că văd că e blocat. Cum adică e blocat? Nu poți să-l folosești? Băi, oare asta? Bă, eu zic că merge ăsta. Meta, Watch, Image, Content. Și luăm tot ce e de la egal, de la ghilimele până la tag închis. Nu pot. Da, gata, ăsta îl facem. Image, opa. Trebuie pe el deblochez. Se resetează la fiecare live, nu le resetez eu. Trebuie să-l deblochez tu. Așa. If line.find OG image, OG. Nu cred că mai există altundeva, să vedem OG. De obicei trebuie să fie chestii unice, gen să nu căutați după chestii care deja mai există, că o să obțineți alăturate. O să obțineți rezultate diferite. Am crezut că e permanent, nu, nu, nu. Ok, trebuie să de la content. Adică 33 de caractere. Image egal line 33. Final, image egal image de 2, minus 2, cred. Len, în sfârșit n-am mai scris image.size, len, image, minus 2 și printăm imaginea. Da, mă rog, image URL, nu e niciun image. Și dacă dăm click pe imagine, deschide hamburgerul ăsta, care nu prea seamănă cu un hamburger, dar în rest e ok. Da, începem să scriem în fișiere. Hai să începem să scriem în fișiere. Writing files. Dev write in file. Am nevoie de return title, ingredients, steps, image. Cred că sper să meargă așa. Recipe used. Scrape recipe. Recipe used. Ok. Da, să vedem prima dacă merge, da. Ar fi dubios să nu meargă. Dar să faci cu număr de caractere gen string. What? Dar nu merge. Ah, n-am dat call la funcție bună. Write in file. Trebuie să schimbăm un fișier. Ah, dar n-am făcut deja fișier. Opa, opa, că deja am făcut asta, nu? Write links. Nu, este pentru write. Hai să copiem asta de aici. E aproximativ la fel. Res. Bă, stați. Nu știu că am făcut una. Scrie recipe. What? Nu, asta o să o punem aici, în altă funcție.
Nu după tre are ce să faci după string. Probabil poți că faci după apelul stringului, dar eu am zis să merg la siguranță. Stați așa. Nu, e problemă. Counter file name. Ok. Counter file name plus egal 1. Dar aici nu merge. Verificăm la final că ar trebui să meargă. Pum, 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 pum. Char counter online, așa am căutat. Open file name și cu write. F.write. Dar că trebuie să scriu mai multe chestii. Nu are mende sau nu? Right. Title. Postback session. F.write image. Că și image-ul are singur share. F.write. Steps. Pentru steps trebuie să parcurgem, deci o să avem for C in steps, f.write steps plus C, nu, C, așa, și după aia for, nu, prima dată în ingrediente și după aia în steps. Bă, dar stați că trebuie să le separ cumva. Print, ig, cum să le separ eu? E g, backslash, nu știu. Dar nu print, uleu, f.write. Right. Cum să las așa, mă? Nu fac treaba până la capăt. Opa! Ingredients. Steps. F.write ingredients. Așa, f.close. Oh, ok. Ok. Și hai să dăm write in file. Dar nu înțeleg de ce îmi dă. Bine, frate, îl trimitem. Ca parametru, dar o să-mi suprascrie. Referenced before assignment. Da, interesant. Passing the parameter, dar tocmai asta e chestia, că de-aia iau global, că nu vreau să pasez parametru, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Că nu știu dacă o să-mi dea bine ce o să-mi dea. Stați așa, că n-ar da bine ea. Voi doi sunteți colegi? Văd că știți stuff. No. El e clasa 11. Oh, ok, vezi, asta e problema. Counter file name-ul meu îi rămâne 1. Nu crește. Da, o să iau o variabilă în care așa și număr. În ce poziție sunt. Ups. Cred că o să pun un backslash n. Sunt probleme momentan și Java GUI. GUI f.write un backslash n ca să le separ frumos. Și o să iau în, aici în recipes. Am început-o cu engleză, o continui cu engleză. Bă, 8 pe live, nice. Am crezut că o să fie mai mulți. Da, ok, și așa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into
into it because they would never understand. Glumesc, nu. Bă, cât suntem, suntem. Chiar nu mă. Băieți, pe bine. Bă, da, astea aveau bexle și în ele la final. Păi nu e ok așa, da? Ups. Ce-mi pune atâtea... De ce-mi pune un bex? Slash-n în plus. În plus. În plus. Într-o zi eu devin famos, da. Băi, se înțelege ușor, da? Păi stai așa, mă, dacă îi dau aici right fără backslash-n, mi le scrie pe o linie. Dacă pun cu backslash-n, îmi scrie... No. No, lasă-l. Că printul ăsta are el, by default, un backslash-n, da? Asta e partea a doua. Ia să dăm print steps, mă. Print steps. Ups. Poate e de ID. Nu e de ID. Printul are el. Ifes. Gata, l-a rezolvat, băi, să nu mai contează. S-a rezolvat. S-a rezolvat, măi, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Așa, și acum ce facem? Preluăm linkurile, apelăm funcția de right. Așa. Deci, hai să facem print def get all recipes. Așa. Și îmi trebuie funcția. O să trebuie ca parametru ăsta. Ups. Bă, sper să fie ușor de înțeles chestia asta ce am făcut aici. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi ziceți. Deschidem fișierul să-l citim cu read. Putem să facem chestia asta. Ca să nu mai stau eu să implementez. Get, nu, links, recipe links file, recipe, nu, links, return links. Să zic dacă se ia bine. Print. Domn Paul Eșmecher, mulțumesc. Ești multi-om, aoleu. Cred că... sunt paralel. Sunt paralel. Vino pe la nouă. Vino pe la nouă. Vino pe la nouă. Dev. Scrape. And write. Nu am nevoie de niciun parametru. O să am apelul numai script and write ca să ia toate linkurile. Get all recipes, recipes link file. Ok, și după aia ce ar trebui să fac? For r in links, că toate recipe-urile. Write in file recipe links file. Nu. Sau? Recipe use, adică r. Ok, hai să continuăm. Creez counter-ul, scriu un fișier. Atât? Da. Așa, print r. Ca să vedem pe ce link suntem, deși ar trebui să printeze pe ce link suntem. Băieți, și acum așteptăm ce să facem. Voi ce mai faceți? Acum așteptăm să vedem dacă merge botul. Stați așa, că s-ar putea să nu meargă. Stați așa. Merge botul. Îl lăsăm să fugă, că nu-și dă update singur la fișiere. Are!
Mamă, da, merge asta, merge. Nu știu câte rețete mai avem, dar nu cred că mai avem mult. Gata, s-a terminat. Imediat le verific, stați așa. Preser. Dar la probleme de obicei strezile, păi, na. 60 de probleme. Băieți, frangipane. Ce e asta frangipane? Ce e asta frangipane? Rosemary, honey, apple, galet. Băieți, am făcut botul ăsta. Dacă aveți întrebări despre el, dacă nu, începem să ne jucăm. Am făcut treaba.